Vești bune pentru fermieri. Toți cei care au depus cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafață în campania 2014 beneficiază de avans, începând cu data de 16 octombrie. Cuantumul avansului reprezintă până la 50% din plata aferentă pe hectar, respectiv 69 de euro. Toți fermierii care nu au erori pe dosar, erori, sunt dosarele sunt acceptate în sistem, controlele sunt efectuate, administrative, cele în teren sunt finalizate, beneficiază de această plată în avans. Este vorba de suma aferentă campaniei 2014, iar avansul a început la 16 octombrie până la 1 decembrie. După 1 decembrie se vor face plățile regulare, plăți sau plățile finale. Și fermierii care au solicitat plăți pentru măsuri de agromediu și zonă montană defavorizată beneficiază de 75% avans, odată cu cel acordat în cadrul schemei unice de plată pe suprafață. Cei care au în plus solicitat subvenții pentru măsuri de agromediu și zonă montană defavorizată primesc și de aceste scheme de sprijin în avans de 75% din cuantumul total, odată cu, și ne referim aici de unitățile administrative, fermierii care sunt în unitățile administrative teritoriale ale județului Mureș, beneficiare de măsuri de agromediu, număr de 51 de unități. Autorizările de plată s-au acordat începând din data de 16 octombrie și continuă până la data de 1 decembrie 2014.